Salutare tuturor! Numele meu este Paul Someșan și sunt directorul general al proiectului 10 la examene, o platformă educațională de top care oferă servicii educaționale de cel mai înalt nivel posibil elevilor de liceu din România. Momentan avem active departamentele de informatică, matematică, limba română și fizică, însă suntem într-o activă căutare de colaboratori cu ajutorul cărora să dezvoltăm cursuri și pentru celelalte departamente. Astfel, dacă cunoașteți sau vă doriți chiar voi să contribuiți la dezvoltarea acestui proiect, așteptăm prin formularele de contact de pe site să ne contactați și să ne oferiți mai multe detalii despre materia și modul în care ați putea contribui la dezvoltarea noastră. 10 la examene este un proiect care s-a născut după mai bine de 4 ani de experiență, de acumulată experiență, din perspectiva mea, prin proiectul 10 la Info, din perspectiva colegilor mei, prin pregătirea elevilor la fiecare materie la care excelează ei. În cei peste 4 ani în care am contribuit la pregătirea elevilor la informatică, am reușit să ajut peste 10.000 de elevi, indirect sau direct, să se pregătească pentru examenele de la finalul clasei a 12-a și cred eu că sunt unul dintre cei mai experimentați profesori de informatică din țară. Am avut foarte mare grijă la modul în care am ales colaboratorii până acum și voi avea mai departe pentru a fi niște buni profesioniști, niște studenți sau chiar profesori de top cu niște rezultate excepționale, în așa fel încât să reușim prin acest proiect 10 la examene să oferim de fiecare dată cele mai puternice, cele mai calitative materiale educaționale care există în România. Vreau să vă prezint de asemenea și site-ul nostru, pentru că foarte multe informații veți putea citi și pe noul nostru site, 10laexamene.ro, pe care îl puteți vedea acum pe ecran. Aceasta este pagina de pornire și, în primul rând, cea mai importantă facilitate pe care o oferă acest site este faptul că puteți să achiziționați și să urmăriți cursurile noastre în această platformă pe care o puteți vedea aici. Platforma noastră conține momentan 6 cursuri, 4 sunt de informatică, 1 de bacalaureat și 3 pentru examenele de admitere la universitățile de top din țară. Avem de asemenea un curs de pregătire pentru examenul de bacalaureat la matematică și un curs de pregătire pentru examenul de bacalaureat la limba română. Voi începe cu prezentarea cursului de bacalaureat la limba română, pentru că este cel mai nou dintre toate cursurile și practic este și cel mai nou departament al nostru. Avem ca și coordonatoare de departament pe Diana Găbureac, o studentă la litere în Cluj, care a obținut de 3 ori locul 1 la Olimpiadele Naționale de limba română pe țară. A participat și la Olimpiada Internațională de Lectură reprezentând România. Și din acest motiv nu cred că există vreo persoană mai calificată înspre a construi un curs de pregătire pentru examenul de bacalaureat decât este Diana. Modul în care funcționează platforma este că în prima parte puteți să vedeți câteva informații despre curs. După aceea, dacă dați pe curricula cursului, veți putea să vedeți toate videourile, ce conține fiecare video, durata pe care o are acesta. Dar desigur, în afară de introducerea care este vizibilă pentru toată lumea, restul videoclipurilor sunt blocate până la momentul la care faceți achiziția cursului. După achiziția cursului, aici acest lăcățel va dispărea și după ce va dispărea veți putea să urmăriți oricând orice curs. Nu există niciun fel de reguli cu privire la când vă puteți uita la curs, de unde. Trebuie doar să știți că este strict interzis și descurajăm activ utilizarea a mai multor user a aceluiași cont. Și asta pentru că nu este corect să achiziționați în grup un curs. Avem dispozitive de detecție a utilizării multiple, de stocarea IP-urilor și în cazul în care se detectează acțiuni suspicioase, veți primi în primul rând o avertizare și o suspendare a contului pe 7 zile. Ulterior, contul vostru, dacă nu încetați, va fi suspendat permanent. Bun, puteți să citiți informații despre cursuri și recenzii despre curs. Momentan, evident, nu există recenzii pentru că platforma încă nu este lansată. Pentru a achiziționa un curs va trebui să vă faceți, evident, un cont. Eu am deja un cont, voi vă puteți face un cont, mă voi conecta la contul meu în așa fel încât să putem să testăm, să vedeți cum arată și un curs după ce îl cumpărați.
Ne întoarcem la zona de cursuri, la cursul de limba română, pe care eu nu îl am încă cumpărat în contul meu. O să vă arăt atunci la un alt curs, de exemplu cel de informatică. Asta este cursul meu de informatică, care a pregătit până acum peste 400 de elevi. Și aici, vedeți, videoclipurile nu mai sunt cu lăcățel, întrucât cursul este cumpărat. Bun, evident, puteți să alegeți absolut orice videoclip la care vă doriți să vă uitați. De exemplu, voi alege pe acesta și acum se încarcă și, evident, veți putea să urmăriți acest videoclip în platformă. Se poate face și full screen ca să vedeți mai bine. Toate resursele cursurilor le puteți descărca de pe acest buton, evident, doar după ce ați cumpărat cursul. De asemenea, vă recomandăm și chiar vă rugăm să ne dați, aici am testat eu niște recenzii, le voi șterge, vă recomand să ne dați recenzii, în așa fel încât să știm de fiecare dată cum vi s-au părut cursurile noastre și vom lucra în mod activ la dezvoltarea accelerată a soluțiilor noastre educaționale. Toți utilizatorii platformei care achiziționează cel puțin un curs vor primi acces la un chat de Discord special, unde vă vom răspunde la absolut toate întrebările pe care le aveți, atât eu cât și colegii mei, pentru că ne dorim și credem că cel mai important lucru pentru o pregătire de top este să nu rămâneți cu neclarități. Deși cursurile sunt extrem de bine construite, credem că este foarte important să aveți și ocazia să adresați întrebări. Bun, după ce avem cursurile de admitere, astea le voi prezenta într-un alt videoclip. Puteți să mai citiți informații despre membrii echipei noastre aici. De exemplu, Mihnea, care în următoarele zile va lansa primul curs pentru examenul de bacalaureat la fizică. Este student la ETH în Zurich și puteți să citiți toată povestea lui. A fost olimpic național atât la informatică cât și la matematică și fizică. Student, fost elev la Tudor Vianu în București. Puteți să citiți despre Diana, care este experta noastră la limba română. Puteți să citiți despre Rareș, care este expertul nostru la matematică. Puteți să citiți despre mine, desigur, aici. Și după aceea puteți să citiți și despre membrii care contribuie la dezvoltarea proiectului nostru într-un mod indirect, adică nu fac efectiv cursuri, dar au și ei o contribuție deosebit de importantă. În principal, Bogdan, care manageriază rețelele sociale și practic postările pe care le vedeți în proporție de 95% sunt făcute de el. Și de asemenea mama mea care este consultantul nostru legal în acest proiect. Bun, o să avem și o secțiune de bloguri. Momentan aceasta este goală, dar în următoarea perioadă partea de bloguri se va lansa și vom începe de fapt să scriem bloguri pentru că este important să mai transmitem și informații interesante și utile pe lângă cursuri pe care să le puteți citi în pauzele de la învățat. Bun, cam asta ar fi site-ul nostru. Desigur, proiectul încorporează și un canal de YouTube cu aproape 9.000 de abonați. Probabil în următoarea perioadă vom ajunge la 9.000 de abonați. Canalul se numește 10 la examene. În momentul de față are 8,56K abonați, 270 de videoclipuri, dintre care majoritatea sunt de informatică, pentru că așa a început acest proiect, cu multe videoclipuri de informatică. Dar în ultima vreme și în continuare vom continua să postăm resurse pentru toate materiile pe care le-ați văzut că le avem deja și la care avem departamente deschise. Desigur, repet, dacă vă doriți sau cunoașteți persoane care ar putea să contribuie cu dezvoltarea altor departamente, așteptăm cu drag prin formularul de contact de pe site să ne contactați și să începem o colaborare frumoasă de durată. Site-ul momentan nu este lansat, va fi lansat în următoarele zile, cel târziu mâine, pe linkul 10laexamene.ro. Deci va fi pe linkul 10laexamene.ro. Bun, cam asta ar fi stadiul actual și momentul lansării proiectului 10 la examene. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor care au făcut acest lucru posibil, pentru că a fost o muncă titanică în ultima vreme să terminăm acest site, care evident este mult mai mare decât ați văzut până acum. Întrucât avem și multe lucruri în plus, dar vă las pe voi să le descoperiți pe toate acestea. Odată cu site-ul am lansat și noul modul teoretic la informatică, despre care voi face un alt videoclip în care vi-l voi prezenta și veți vedea că este probabil unul dintre cele mai bune resurse de învățat informatică, nu doar din România, ci
din toată Europa. Pentru că am luat absolut toată materia de liceu și am predat-o la cel mai înalt nivel posibil pentru examene. Dar voi face un alt videoclip în care voi prezenta acest modul teoretic. Eu am fost Paul, vă mulțumesc mult tuturor pentru vizualizare, vă urez mult succes în pregătirea examenelor, vă urez mult succes în utilizarea resurselor noastre și desigur, oricând aveți întrebări, nu uitați că ne puteți contacta fie prin formularele de contact, fie prin orice metodă de contact lăsată pe atât pe site cât și pe YouTube. Vă rog, scrieți-ne și vom încerca să vă lămurim oricând aveți vreo neclaritate. Eu am fost Paul, mă înclin în fața voastră, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ne susțineți atât de mult și vă urez, desigur, o primăvară și o pregătire frumoasă tuturor. Salutare!